Salut! Salut, Bogdan! Îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația să vorbim pe podcast. Din nou, te urmăresc de ceva vreme, știu ce faci și de asta te-am invitat aici pe podcast ca și alte persoane să cunoască ceea ce faci. Cum ești? Ce faci? Sunt bine, mulțumesc pentru că te-ai gândit la mine și că ai vrut să stăm de vorbă. Trebuie să-ți mărturisesc că este primul podcast la care particip ever. Oh, wow. Mai am încă o discuție programată pentru zilele următoare, programată cu ceva timp înainte să-mi fi spus tu despre oportunitatea asta, dar mă bucur să fim alături și da, este primul podcast la care particip. Ok, pentru că am făcut un due diligence înainte. Adică și... I'm a bit nervous așa, dar m-a fi bine. Pentru că eu am făcut un due diligence înainte și am căutat interviuri și toate cele. Și am pe YouTube, adică ai foarte multe interviuri, dar le-ai direct la televiziuni și ceva și treburi serioase, nu podcasturi. Sau... și oricum, cred că n-o să ai niciun soi de emoție. Și da, la cât mai multe, ce să zic. Cât mai multe podcasturi. Thank you for having me, ca să zic așa. O plăcere. Bun, formatul e cam așa. O să te rog pe tine, Bogdan, să dai o scurtă descriere a carierei tale, a experienței tale academice, profesionale, ce vrei tu, practic un soi de, nu știu cum te prezinți, am văzut că și pe website-ul companiei tale ai un soi de sau pe rețelele sociale ai un soi de descriere. Și așa că te rog să încep cu asta și apoi o să te descurc cu întrebări plecând de la ce crezi că e mai relevant, nu știu, studii, că mie și studiile mi se pare interesante, cum ai ajuns să lucrezi, de exemplu, cu M&A și așa mai departe, dar asta urmează. Așa că te rog, spune-ne câteva idei despre tine. Sunt Bogdan, am 35 de ani, acum locuiesc în București, sunt de fel din Râmnicu Vâlcea, născut și crescut acolo. Pasul către antreprenoriat l-am făcut în toamna anului trecut, când am pus bazele proiectului Atheneum Advisors. Înainte îmi place să spun despre mine că am fost un intraprenor. Și am construit niște proiecte foarte drăguțe pe unde m-a dus drumul ăsta al carierei. Am venit în București în 2006, aveam 19 ani atunci, cu planuri mari să fac chestii minunate, să studiez și să-mi construiesc și să dezvolt o carieră. Încă din generală și liceu am avut așa oarecare aplecare către studiu, dar nu din perspectiva tocilarului, ci mai degrabă din perspectiva vânătorului de note și a copilului a cărui mamă rămânea mereu după ședința cu părinții, la o altă ședință suplimentară dedicată doar mie. Deci, cam asta a fost un element ce a caracterizat întotdeauna și partea de școală generală a mea și partea de liceu. De altfel, mama a avut niște emoții așa când am plecat de acasă singur de capul meu la București. Mi-a plăcut să aprofundez, să continui partea asta de aplicare către studiu. Drept urmare, m-am hotărât să studiez o facultate de business și una de științe politice, pe care l-am făcut amândouă în paralel la zi, după care am zis ok, hai să fac și un master. Masterul cumva îmbina cele două facultăți. Am dat Universitatea București, unde au fost cele două studii de licență, pe SNSPA pentru primul program de master, doar că cei de la SNSPA au creat, în timp ce eu deja eram la primul an de master, un alt program special de securitate națională și diplomație. Cumva ăsta era visul meu așa de copil, să reprezint România în zona asta de corp diplomatic. Și am urmat și cursurile celui de-al doilea program de master, deci sunt două studii de licență, două studii de masterat, și mi-aduc aminte că anul 2012 a fost cel mai nebun, nu 2010, pardon, a fost cel mai nebun an din istoria mea și din munca mea și din viața mea, de fapt, pentru că a fost
anul în care mi-am început cariera, aveam 23 de ani, lucram ca profesor full-time la o școală privată în București, predam economie pe curriculă britanică la Cambridge School of Bucharest și în paralel aveam cele două mastere. Și atunci am avut un an de zile, ritmul ăsta infernal, cu zile care începeau la 7:30 cu orele la școală. Eram până pe la 3:30 la ore, după care până seara la 9:10 aveam cursuri și seminarii la masterat, pregătind o licență, o dizertație și fiind în anul întâi la celălalt master. A fost o nebunie de an, dar mi-am dat seama că there is no other way și cam așa s-a dus acea perioadă. Deci vorbim de 2010, practic în urmă cu 12 ani, dacă atunci a fost prima dată când am început pot eu să lucrez așa, să spunem, în mod oficial și un job de om serios, ca să spun așa, mă rog, proaspăt absolvent de facultate și tânăr la 23 de ani în această urbe minunată pe nume Bucharest. Contactul la școală a fost doar de un an, după care, prin căutările mele de joburi, am ajuns cumva absolut întâmplător să dau peste adresa de mail a doamnei care atunci era redactor șef la The Money Channel, postul de business care între timp s-a închis din nefericire și pus mi-am dat un mail, am zis bună ziua, eu sunt Bogdan, ăsta e CV-ul meu, asta e scrisoarea mea de intenție, dacă aveți un loc pe acolo prin redacție, vin și eu. Și vreo două zile m-au sunat și în alte două zile am început, a fost foarte interesant și acolo am petrecut 3 ani de zile trecând prin toate etapele pe care le poți parcurge într-o televiziune, de la redactor de știri, reporter de teren, culminând cu ultimul an de zile în care am realizat zilnic o emisiune despre piața de capital și bursă și investiții. Cât am fost acolo, am făcut și două stagii de pregătire, unul la Bruxelles, la Euronews, unul la Londra și la Berlin, la Reuters. Nice. După care schimbările de management și viziune și problemele financiare ale postului m-au determinat să caut o schimbare și a venit către Bursa de Valori București. Practic eram unul dintre jurnaliștii apropiați ai BVB-ului, acoperam tot ce făceau ei, aveam și o relație foarte bună cu CEO-ul de atunci, Ludwig Sobolevski. Și pur și simplu l-am contactat și am zis, Ludwig, aș vrea să lucrez la BVB. Și a zis, ok, haide. Asta era la jumătatea anului 2014, cam pe timpul ăsta, uite acum dacă stau și rememorez, 10 mai a fost ultima zi în care am stat la manageră, care este astăzi. Da, wow, uite wow. Acum realizez treaba asta și apoi la 1 iunie am început lucrul la BVB. Unde mi-am dat seama ulterior de ce Ludwig a acceptat așa cu foarte mare ușurință și naturalețe propunerea mea de a lucra acolo, pentru că avea oarecum în minte lansarea proiectului Aero, care a presupus cea mai mare realizare a mea profesională până la acel moment, în care am construit și lansat tehnic un sistem alternativ de tranzacționare al bursei, practic o platformă accesibilă companiilor mici și foarte mici care să vină și să ia finanțare prin bursă. Platformă care în 2016, deci la un an și ceva după ce ea s-a lansat oficial în 2015, a fost accesată și de good people SA pe numele oficial FruFru, numele de scenă, pentru a face o emisiune de obligațiuni de 1 milion de euro. Și a fost unul dintre momentele în care m-am revăzut cu Sergiu Neguț, un business angel pe care cu care am legat niște relații mai apropiate, profesionale, încă de când m-am mutat la BVB. De altfel, mi-aduc aminte, cred că Sergiu a fost printre primii oameni de business importanți cu care noi ne-am văzut, Marcin și cu mine. Marcin era celălalt polonez care lucra la BVB și cumva managerul meu direct și împreună am făcut acest unit de business development și raportam direct lui Ludwig. Și cred că Sergiu a fost printre primii oameni care ne-am văzut, cred că în primele 2 săptămâni, în care am fost noi să mergem să-i spunem ce planuri mari avem cu Aero și ce mișto va fi piața asta pentru companie. Și a zis, ok, whatever, I wish you good luck, guys, ne vedem mai târziu. Și arc peste timp, în 2016, Good People a folosit Aero pentru a emite obligațiuni de 1 milion de euro, bani pe care i-am folosit ulterior pentru dezvoltarea companiei. Și la final de 2016, așa out of the blue,
Sergio a făcut un Yahoo Messenger, un Facebook Messenger grup cu Mihai Simiuc, CEO-ul de atunci al FruFru. La modul simplu, Mihai el e Bogdan, Bogdan el e Mihai, ia vedeți-vă voi la un prânz și discutați. Era momentul în care FruFru căuta un business development director care să ducă împreună cu Mihai și cu alți colegi care au venit pe pozițiile astea de top management. Era de fapt prima dată când FruFru aducea seniori în companie, până atunci doar își crescuse seniorii, să facem compania asta frumoasă și să o creștem cu scopul de a o lista. Pentru că planul era ca FruFru să aibă un retail IPO de succes, prin care să aducem în poveste toți consumatorii și toți iubitorii brandului care la prânz coborau de la etajul 10, 14, 16, 25 din office building și își luau prânzul de la retail sau de la Mega Image sau de la locația proprie FruFru Cooperativa. Și acolo a început o perioadă absolut spectaculoasă în care am triplat business-ul în 3 ani, până la final de 2007, de 2019, deci 17, 18, 19. Planul era să ne listăm undeva la început de 2019, doar că între timp a intrat Unilever pe fir și acționarii au primit un valuation cu care te întâlnești o dată la două vieți. Și au ales varianta unui M&A în loc de varianta unui IPO. Understandable, mai ales tranzacție încheiată într-un moment absolut cheie din perspectivă istorică și dacă ne uităm în retrospectivă, respectiv octombrie 2019. Deci 4 luni înainte de expunerea pandemiei da. De COVID, care a fost o perioadă foarte dificilă pentru companie. De altfel, odată cu venirea Unilever și cu schimbarea strategiei FruFru, am decis și eu să fac un pas către alt sector. Am avut câteva luni pe care le-am petrecut în grupul Impetum, Roca X și Casa de Insolvență Transilvania. Ne-am dat seama destul de repede că avem un pic așa de alte viziuni despre cum ar trebui să se întâmple lucrurile și n-am avut neapărat cea mai bună chimie cu ei, plus că cumva nutrea deja în mine dorința asta de a lansa un proiect personal, pentru că mi-am dat seama că, deși cumva locurile mele de muncă par random, eu le-am simțit întotdeauna foarte interconectate. Ok. Și în perioada în care încolțea în mintea mea ideea asta de antreprenoriat și de a merge către zona de M&A sau de a pregăti companiile să vină pe bursă sau de a lucra cu cele care deja sunt acolo, mi-am dat seama că, cum se spune pe românește, am și pâinea și cuțitul și untul și farfuria și fața de masă și masa și tot ce-mi trebuie. Trebuie doar să mă apuc să întind undul pe pâine, cum s-ar spune. Apoi am lansat proiectul Atheneum Advisors. Ne-am luat o licență de la BVB care ne permite să lucrăm cu companiile de pe aero. A durat un pic mai mult decât așteptăm acest proces, astfel că licențierea a venit abia la final de lună ianuarie. Dar noi deja demaraseră în proiectele și aveam un pipeline de companii cu care lucrăm. În acest moment, tocmai am încheiat prima noastră tranzacție de M&A. Bravo! Suntem în perioada dintre semnarea contractului de vânzare, cumpărare și closing. Practic, așteptăm avizul Consiliului Concurenței și mai sunt câteva condiții pe care compania trebuie să le îndeplinească și cu input de la noi. Estimăm undeva a doua jumătate a lunii iunie să avem gata și pasul ăsta. Apoi, avem alte două mandate de M&A semnate, tot cu antreprenori care vor să facă exit. Avem alte 3 discuții foarte avansate care în următoarele 2-3 săptămâni ar trebui să se concretizeze de asemenea în niște mandate de reprezentare, unele dintre ele chiar exclusive pentru alți antreprenori care vor să facă exit. Lucrăm pe zona de aero cu o companie extrem de interesantă și de dinamică, Chromosome Dynamics, un startup de agritech care tocmai s-a listat pe aero săptămâna asta, săptămâna trecută, joi.
Am semnat un alt contract cu o companie privată din zona de food, care va veni pe bursă cândva la a doua jumătate a anului, și mai purtăm niște discuții avansate cu alte companii care ar putea să acceseze și să vină pe aero, unele dintre ele în a doua jumătate a anului, anului ăsta, altele cândva pe parcursul anului viitor. Deci ne mișcăm și pe zona asta și ne bucură două lucruri. Faptul că ajungem la antreprenori cu business-uri mișto și dacă vorbim de cei care au ajuns la o vârstă respectabilă și vor să facă exit, îi ajutăm să găsească un cumpărător și îi asistăm în tot procesul ăsta. Sau dacă sunt mai tineri și mai energici și cu încă 10-15 ani chef de muncă, îi pregătim și îi aducem către aia. Îmi place, bravo, în primul rând. Spune-mi... Pe scurt, na, cam asta sunt ultimii 12 ani. Aici spui că lucrezi cu business-uri mișto. Cum ajungi la business-urile astea mișto? Practic, o să fii foarte surprins. E inbound sau? O să fii foarte surprins. De exemplu, compania cu care tocmai am închis tranzacția și cam toate în general, noi avem o abordare din asta de aproape, da, nu aproape, pur și simplu cold calling de cele mai multe ori, știi? Okay. Adică ne uităm după niște parametri, căutăm niște mărimi, niște sectoare, niște chestii de genul ăsta și pur și simplu fix așa. Am chiar două întâmplări foarte amuzante dintre cei cu care suntem foarte aproape să semnăm M&A. Pe unul dintre ei l-am căutat și l-am sunat după ce am văzut în trafic o mașină branduită. Ok, ia uite ce drăguț arată mașina asta colantată. Ce fac ei? Hai să-i caut. Oh, ia uite ce cifre frumoase au. De unde sunt? De la mama n-ai mam praznic. Da. Oh, fain, ok. Hai să dau de ei și să-i sun. Bună ziua, eu sunt Bogdan, asta facem noi, haideți să stăm de vorbă. Și am stat de vorbă. Ok, nice. A doua situație este cu un domn antreprenor, tot așa a ajuns la o vârstă respectabilă, care vrea să facă un exit și care i-am spus același lucru. M-a întrebat cum de te-ai gândit să mă suni. Și zic, am mers pe stradă și am văzut ceea ce produci dumneata într-o curte la țăldărei. Nu te cred eu cum te-ai gândit tu. Ai văzut tu acolo așa și ai gândit tu să ai... Ai văzut logo-ul meu și te-ai gândit tu să dai un telefon. Zic, da, fix așa. Nu m-a crezut, evident. Deci marketingul ăsta chiar merge. Dacă punem un banner pe o mașină, chiar merge. Mai, pe de-o parte, mai este și cumva cum să zic, scurtătura asta, dacă reușești să găsești numărul direct al unei persoane, și aici trebuie să fac o mărturisire și să dau cumva din casă, la modul că foștii mei colegi jurnaliști sunt o sursă foarte bună de contact. Uite că spuneai mai devreme că pare un așa... Un life hack așa al meu. Spuneai mai devreme că pare așa haotic când te uiți pe profilul tău, pe CV-ul tău, dar nu mi se pare deloc. Adică totul mi se pare corelat și legat. Adică te-ai adus în punctul ăsta. Faptul că ai fost în jurnalism și mai ales în la Money Channel, de exemplu, nu mai spun de faptul că de acolo ai ajuns la BVB și așa mai departe, dar cred că ai luat din fiecare parte fix ce a contat și mai ales un jurnalist își face temele și știe cum să... Da, deci mărturisesc că încă am în foștii mei colegi jurnaliști de prin toată țara o sursă de informații foarte bună. Și, deci asta, unul la mână... Contează foarte mult să reușești să porți o primă discuție de câteva minute la telefon cu o persoană și acolo intervine mai personal charm. Aici e vorba de knowledge și toată experiența. Obții o întrevedere de o oră face-to-face cu cineva, că de acolo lucrurile sunt mult mai ușor. Iar a doua, cumva, capabilitate pe care mi-am dezvoltat-o în anii ăștia este cea de a mă împrieteni foarte bine cu secretarele sau cu recepționistele. Life hack. The doorkeepers. Da? Ele sunt. Da? Dacă ai reușit
să ai un pic de deschidere sau de sprijin de la ele, it's gold. It's gold. Life hack number two. Asta este life hack number two. Întotdeauna împrietenește-te cu secretarele sau cu domnișoara, doamna de la recepție. Dar cum faci? Cum faci să ai curajul, de fapt curajul? Să ai intuiția în primul rând și da, până la urmă și curajul, pentru că și când de exemplu când ai vorbit de BVB sau de lucrări la ca profesor la Cambridge, ai spus că efectiv te-ai dus la Money Channel și ai zis că vrei să lucrezi la Money Channel și uite, ăsta e CV-ul meu și hai să lucrăm. Și cum faci să ai intuiția și curajul și când poate nu toată lumea... Este, de fapt, plec de la gândul că ratezi 100% okay. din șansele pe care nu ți le asumi. Life hack number three. Okay. Adică, you miss 100% of the shots you don't take. Ok, smart. Deci, cam așa e. Lucrurile s-au legat cumva interesant. De exemplu, trecerea de la FruFru către Impetum Group s-a făcut și cu un input de la un prieten bun al meu care și-a listat o companie pe Aero cu mult sprijin de la mine pe vremea când eram la BVB. Deci trecerile și schimbările de carieră pentru mine au fost unele extrem de firești și pentru mine felul în care s-a dezvoltat și s-au schimbat lucrurile în cei 12 ani este la fel extrem de firesc. Ok, bun. Bogdan, vreau să te întreb aici, plecând, nu te întreb de studii și așa mai departe, dar vreau să plec de la BVB, de exemplu. Pentru okay. că tot căutând interviuri și toate cele, am văzut că discuți cu foarte multă lume de personal finance, de inflație și, bine, mai în contemporan, de ce se întâmplă cu Ucraina și așa mai departe. Și cumva tu, când a venit pe radar, practic, zona asta de educație financiară, a venit de când lucrai la BVB sau era ceva... Nu, a venit de când lucram la The Money Channel. Ok. Atunci am și început să investesc la bursă. Ok. Deci am început să investesc la bursă prima dată în 2014. Ok. Wow. Chiar înainte să plec la BVB. Ok. La începutul lui 2014, eu plecând la BVB la jumătatea lui 2014. Deci de vreo 8 ani de zile investesc eu acum. Sunt investitor cu resursele mele, ce economisesc, am direcționat către un cont pe care l-am deschis la BVB și pe care îl cresc acolo să fie frumos și dodoloț pe cât se poate. Bun. Acolo s-a întâmplat toată partea asta, pentru că, practic, pentru mine... La momentul respectiv, aveam 25 de ani, știi? Adică era foarte interesant, pentru că în mintea mea extrapolam ceea ce le predam elevilor în clasă, adică ceea ce vorbeam către 12 puști de clasa 9, 10 sau a 12-a, și apoi când m-am mutat în TV, a fost ok. It's same shit, doar că am un public mai numeros. Pentru oamenii ăștia, dacă tot se uită la televizor, trebuie să învețe ceva util. Cum asta era și filozofia stației în ansamblu. Era cei care ne urmăresc chiar să învețe lucruri de la noi. Okay. Asta era cumva filozofia de ansamblu a întregii redacții de Money Channel, știi? Okay. Și atunci a apărut toată treaba asta cu ce înseamnă investiții, ce înseamnă piața de capital. Mărturisesc că eu când m-am dus la Marcelo, știam foarte puține despre zona asta. Doar ce învățasem la facultate, ce învățam pe elevii mei din manualele, atât cât cuprindeau ele zona asta de piețe de capital, dar în rest, mi se pare extrem de sofisticat și de complicată partea asta. Doar că ușor, ușor am înțeles-o, am învățat-o, am avut și noroc cu unor colegi foarte buni la Marcelo care m-au învățat meserie. M-au și învățat și am și furat meserie de la ei. Doi dintre ei foarte buni pe zona de piețe de capital, Diana și Liviu. Și cumva
am început să fiu fascinat de toată zona asta de piața de capital, investiții, de ce înseamnă să economisezi, să-ți pui banii tăi la treabă, să urmărești niște companii, să vezi ce înseamnă un dividend, să te duci la AGA. Când m-am dus la prima mea AGA, mi s-a părut că aveam, cred că am fost la, aveam 27 de ani. Da, cam atâta. Cred că aveam 27 de ani la prima AGA. Nu mai era nimeni așa tânăr ca mine acolo. Mă rog, aveam acțiuni de câteva sute de lei, dar eu m-am dus la AGA. Mi s-a părut fabulos. Cum vezi încă de atunci, practic, crezi că situația s-a schimbat cu privire la educație financiară în București sau în România în general? Este pe un drum ascendent al schimbării, ca să spun așa, toată situația asta. Lucrurile se întâmplă din ce în ce mai bine și din ce în ce mai frumos și, într-adevăr, crește numărul de investitori, sunt tot mai mulți specialiști care ies în față și care își fac un brand personal din statutul ăsta de trainer pe zona de educație financiară sau consultant sau ce mai vrei tu. Însă cred că cel mai simplu și cel mai ușor pentru oricine care va asculta mesajul ăsta este să just do it. Pur și simplu, acum este foarte ușor să deschizi un cont la broker. O faci cu o sumă rezonabilă care este 2, 3, 5 mii de lei. Adică nu este o sumă colosală să te gândești, mamă, e ca și cum aș cumpăra o gasolină și dacă n-am 30 de mii de euro nu pot să fac pasul ăsta. Apoi gândește-te un pic la ce se întâmplă în jurul tău. Dacă ai local bunuri și servicii pe care le consumi, dar nu știu, eu primele mele investiții așa le-am făcut. Am investit la Banca Transilvania pentru că acolo îmi primeam salariu și acolo mi-am luat creditul pentru apartament. Am investit la OMV Petrom pentru că mai alimentam mașina și puneam doar benzină și după aia motorină de la Petrom în mașină. Când a fost IPO-ul Digi, aveam acasă Digi, așa că hai să cumpăr și Digi. Când s-a listat Purcar, la fel, hai să intru la IPO Purcar pentru că au niște vinuri foarte bune și îmi place să beau vin de la ei. Și alte lucruri de genul ăsta. Și ușor, ușor încep să faci niște corelații, niște legături, să vezi un pic cum se mișcă lucrurile în jurul tău, ce fel de informații îți trimit companiile, pentru că dacă tu îți faci un cont și îți cumperi o acțiune la o companie, acea companie, prin intermediul contului de la broker, îți va trimite toate informațiile pe care ei le dau. Și o să începi să citești. Ce a mai făcut compania? Cum a mai raportat? Ce investiții a mai făcut? Ce schimbări de management am mai avut? Chestii de genul ăsta care, la un moment dat, mai ales dacă începi să te diversifici în câteva sectoare diferite, pur și simplu asta faci, începi să faci niște corelații. Și tu trebuie, că eu stau de vorbă și cu mulți prieteni ai mei și te spun, guys, do it! Adică deschideți un cont, virează-ți 3.000 de lei și în loc să cumperi gadget-uri de pe Mac de 3.000 de lei, cumperi 2.000 de lei acțiuni la 3 companii diferite și pe urmă stai și le urmărești. Și luna viitoare mai pui deoparte niște bani de salariu și mai cumperi de 2.000 de lei sau 2.000 de lei. And that's it. Și o să încep să-mi prind gustul. Dar eu trebuie să stau să citesc ore întregi rapoarte. Zic, nu trebuie să stai. Zic, eu am companie acum, dar eu acum cred că am vreo 16 companii în portofoliu care au AGA în aceea zi. Am 6 companii care au raportat în aceea zi toate. Am stat și am spicuit așa în linii mari rapoartelor financiare, dar nu dedic, adică eu dedic, nu știu, 10 ore pe săptămână în total și mă plec către ce înseamnă contul meu personal de bursă. Adică nu este nici time consuming, nici rocket science, nici foarte complicat. Pur și simplu intră acolo in the middle of action, da? Cu skin in the game. Da? Da. 3.000 de lei e un city break în doi într-un oraș mai frumos din Europa, dar nu e o sumă fabuloasă. Adică intră și, ok, și dacă se nimerește să intre într-un moment mai puțin bun, să scadă acțiunile, ok, cât o să pierzi? 10%, 15%, 30%, da? 1.000 de lei. 1.000 de lei este a fancy dinner somewhere. Gândește-te că ai ratat cina aia, s-a dus banii. Dar cu skin in the game îți faci cel mai bine, mă. Bun. Și de ce să facem asta? De ce să avem skin in the game și să investim la bursă, Bogdan? Pentru mine, bursa este cea mai... Și cred că pentru orice cetățean așa obișnuit ca noi doi, cred că bursa este cea mai la îndemână variantă. Sau, mă rog, investirea poate fi ca un prim...
Sau în prim pas într-un fond mutual, să spunem, că poate cumperi niște unități de fond într-un fond un pic mai agresiv. Dar genul ăsta de plasament al banilor noștri pe care putem să-i economisim din ce câștigăm este cel mai la îndemână mod pentru noi, cetățenii obișnuiți, de a le pune banii la treabă mid to long term. Da? Îmi place. Pentru că, ok, tu ai un paycheck de 3.000 de lei pe lună, 5.000 de lei pe lună, 10.000 de lei pe lună, whatever, da? Oricât ar fi. Pune o parte din ei separat de când ți-au intrat să nu-i mai simți și transferă-i într-un cont mai întâi până reușești să-ți faci niște savings, să te acoperi urgențele care pot apărea în viața ta de zi cu zi, să-ți pui deoparte niște bani în care să-ți acoperi niște eventuale cheltuieli mai mari care pot apărea sau dacă, nu știu, îți apare o oportunitate de job și trebuie să te muți într-o parte sau alta a orașului sau într-un alt oraș sau genul ăsta de fond de siguranță, să spunem, pe care să-i ai, puși deoparte câteva luni de acoperire de cheltuieli și parțial standard de viață, după care ce opțiune ai cu banii tăi pe care îi economisești? Dar poți să te duci să-i pui la bancă, ok, it's nice, it's safe, dar nici măcar nu acoperi inflația acum. Adică primești într-un cel mai bun caz un 4-5%. Da? Poți să-ți iei titluri de stat. Da? Acum, dobânzile mai crescut și acolo sunt peste 5%, sunt la îndemână. Could be an option. Adică dacă ai un apetit de risc, măcar decât să-i ții la bancă, scăzut, măcar decât să-i ții la bancă, cumpără titluri de stat cu ele, că cumpere foarte ușor de la orice bancă sau de la orice ghișeu poștal. Și după aia, ok, what's next? Da? Hustle-ul și aplicarea asta pe care mulți români au, am 30.000 de euro, i-am strâns eu în 2 ani, îmi cumpăr o casă și o închiriez. Ok, fair enough. Doar că piața asta, cel puțin în București sau în alte orașe mari, este destul de plină de surprize. Ok. De la ce fel de chiriaj găsești, la cât îți stă, la ce grad de vacancy ai în spațiu, la ce trebuie să renovezi după plecarea unui chiriaj și așa mai departe. Adică e un hustle pe care, adică, honestly, cu 30.000 de euro, mai bine pui 10.000 într-un depozit, 10.000 în bonds cu același yield pe care tu ți-l dorești la închirierea apartamentului, nu știu, 7-8% cât sper tu să ai și 10 pune în niște acțiuni interesante, niște blue chip-uri, cele mai strong companii care sunt listate la BVB și it'll be better off for sure. Ok. Deci, okay. Diversifică-te, joacă-te puțin cu niște instrumente în sensul bun al cuvântului, adică testează-le, verifică-le, testează-ți și propriul apetit către risc. Da? Călește-te prin momente de panică, să treci prin ele, să vezi cum este să-ți scadă contul brusc, să-ți zboare bani brusc din cont, ok, virtual, că nu marchezi pierderea sau dacă o marchezi, e chiar au plecat. Să vezi cum se întâmplă piața în momente din astea de panică sau în momente de exaltare spectaculoasă, că eu l-am trăit și pe astea și pe astea. Și atunci, cumva este statutul ăsta de investitor te forțează și pe tine to be a better person. Okay. A better person în sensul de conectat la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Din nefericire, okay, sunt foarte mulți oameni și în vârstă, și medium age, și tineri, și foarte tineri, și young adults, și studenți, și liceeni, care sunt efectiv paraleli cu ce se întâmplă în jurul lor. Efectiv. Da? Ok. Și de multe ori explicația, eu nu mă uit la televizor. Nu am televizor acasă, de-aia nu știu ce se întâmplă. Păi da, ok, ai chestii care te afectează în viața de zi cu zi. Uite, astăzi a venit Banca Centrală, a crescut dobânda cu 75 de basis points. It's fucking huge. Adică trebuie să te intereseze niște lucruri, știi? Ok. Și crezi că profilul ăsta al investitorului e dat cumva și de cariera de zi cu zi, de exemplu,
aveam discuția asta cu prieteni, de exemplu, dacă ești un antreprenor și ai un SaaS, ai lucrezi în software, în IT, poate cumva ai tendința de a te duce mai mult spre bursă, în timp ce poate dacă ești, să zicem, un boomer, adică undeva pe la, nu știu, 50-60 de ani, cumva tu ai investești în real estate, ai să îmi iau o casă în București adică, sau în Cluj, e cumva dată de treaba asta? Din punctul meu de vedere, un cont la bursă ar trebui deschis în aceeași măsură și de un medic, și de un avocat, și de un profesor pensionar, și de un preot, și de un grafer, și de un fotbalist profesionist, și de o cântăreață la operă. Adică, pur și simplu, proveniența sau statutul unui posesor de cont de investiții la bursă este pur agnostic. Și simplu repet, și ăsta este crezul meu cel mai mare. Pentru noi, ca cetățeni, un cont automat deschis la bursă sau unități de fond la un cont de investiții, poate în worst case scenario, poate, nu știu, inclusiv o genul ăla de unit linked product de asigurare de viață cu acumulare și componente de investiții, deși nu sunt mare fan al lor, dar poate până și ăla reprezintă cel mai la îndemână mod pentru noi, ca oameni simpli, să ne punem banii la treabă. Ok. Mid to long term. Insist foarte mult pe asta. Banii trebuie să-i pui la treabă. Ok, să punem banii la treabă. Ce înseamnă? Deci insist pe ideea asta. Okay. Că pentru noi, cetățenii obișnuiți, un fond de investiții sau un cont la bursă, până și unit link-urile alea cu care nu prea sunt eu mare fan, de reprezintă cel mai la îndemână mod de a ne pune banii la treabă pe termen mediu și lung. Acolo punem banii după ce ne-am pus fondul de urgență, după ce ne-am pus fondul ăla de siguranță de câteva luni, tot ce economisim lună de lună cât putem de mult, poate to save until it hurts, să mergem cu banii către genul ăsta de instrumente financiare. Acțiuni, obligațiuni, chiar și titlul de stat. Spuneai într-un alt interviu, vorbeai de principiul ăsta că întotdeauna e bine să te plătești pe tine însuți la început și apoi în ideea de, ok, fix de treaba asta, primești un salariu, hai să punem niște bani deoparte în ideea de a investi și apoi vedem ce cheltuim pe... Uite, life hack numărul 4. Ok. Nu te vezi aici. În funcție de când ai ziua de salariu, okay. Te duci la banca la care primești salariu, îți deschizi cont la broker între timp, de acolo primești unii bani, te duci la bancă și faci un contract de direct debit între contul tău de salariu și contul brokerului unde ai contul, contului bancar unde ți-ai deschis tu contul de investiții. Și pui o lună, o sumă, să spunem 1000 de lei, și pui o zi imediat următoare, foarte apropiată, 3-4 zile diferență față de ziua în care îți primești tu salariul. Și acel direct debit va începe să se execute automat din următoarea lună. Da? Practic, așa am făcut eu prima dată. Pe data de 5 îmi intra salariul și pe data de 10 banii se debitau și plecau către cotul de bursă. Pentru care luam telefonul și deschideam aplicația de BVB de pe telefon. Intram în cont și ziceam, ia uite, am 1000 de lei, ce cumpăr azi? Sau mâine? Sau păi mâine? Sau mai stau un pic? Da? Deci, și atunci, ideea este așa, principiul ăsta de pay yourself first, cu ce ne ajută foarte mult? Sunt două lucruri care ne fac să ne zboare bani în buzunar foarte ușor. Unu, faptul că acum peste tot plătești cu telefonul. Ok. La cafenea, la magazin, la supermarket, la spălăt, peste tot. Da, dai cu telefonul, 3 lei, 5 lei, 7 lei, 25 de lei, 200 de lei, 300 de lei, dai cu telefonul peste tot. Da? Deci, zboară banii într-o veselie. Și a doua, experții de marketing au ajuns atât de pricepuți, încât suntem în permanență bombardați
cu mesaje de marketing foarte deștepte care ne îndeamnă să consumăm. Să dăm cu telefonul. Okay. Dacă tot dai și tot dai și tot dai și tot dai, la un moment dat se face doi ale lunii când pe cinci intră salariul și ți apare fonduri insuficiente. Da? Bun. Dacă n-ai luat mie aia de lei la început, tot îți apar fonduri insuficiente. Că okay. tot dai cu telefonul până nu mai știi exact pe ce ai dat bani. Așa, e chiar indicat să rămâi cu fonduri insuficiente la final de lună când mai ai 3 zile și te uiți mai în frigider să mai compilezi niște mese calde și reci 2-3 zile. Dar pe tine te-ai plătit deja la început de lună. Ok. Banii s-au dus și au mers către tine și viitorul tău. Da? Și mai este un lucru foarte interesant. Este absolut normal să te setezi tu pe tine ca individ, cu cât mai repede, cu atât mai bine, că poți sacrifica acum o perioadă a vieții tale în care să muncești mult, să înveți mult, să bagi ore suplimentare, să câștigi mulți bani, să pui bani deoparte, să investești banii ăia, să nu te duci în trei vacanțe sau să nu te duci deloc în vacanță, să nu cheltuiești banii aiurea pe nimic și să economisești cât mai mult, nu pentru a te retrage, că nu suntem oamenii aia excesivi din state, da? Știi conceptul de fire. Fire, știi? E, nu suntem acolo, ci doar ca ulterior să ai o altă prosperitate. De altfel, sunt mai vreau să mai spun aici două lucruri. Unu, plecând de la ce am spus mai devreme, de fapt, sunt foarte puțini oameni dispuși să o ducă mai prost acum ca să o ducă mult mai bine și mult mai mult mai târziu. Ok. Da? Adevărat. Și doi, mie îmi place să gândesc foarte mult lucrurile în perspectivă și de fapt să-mi dau seama că de fapt să nu încerc să pun presiune pe mine și pe rezultatele mele când practic eu tot ce am nevoie este doar de timp. Și îți spun un pic cum văd eu lucrurile, da? Eu am 35 de ani. Viața mea de proper adult a început de 15. Da? Deci de la 20 încoace. Viața mea de responsible și cumva simțindu-mă în full power adult e doar de vreo 5. Okay. Da? Și asta se întâmplă oricărui individ de vârsta noastră. E, eu mă gândesc că o să mai trăiesc aproximativ 60 de ani. De acum încolo. Ok. Da? Adică cu tot avansul medicinei, științei, alimentației, nutriției, îngrijirii personale și așa mai departe, chiar mă gândesc că omenirea asta va evolua, adică dacă nu mi se întâmplă ceva nasol, accident, boală, whatever, aș putea să mai trăiesc vreo 60 de ani și să mă bucur de o viață lungă și să mor de bătrânețe liniștită. E, ăștia 60 de ani de acum încolo mi împart în trei perioade a câte 20 de ani. Ultima, aia când o să fiu un bătrânel simpatic și doar o să mă relaxez fără să fac mare lucru. Dacă fizic s-a dus ce era. Ok. Alți 20 în care mai pot contribui la propria prosperitate. Și urmează primul calup de 20, care ăla trebuie să fie de build something. Ok. Știi? Mm-hmm. Și atunci, dacă mă gândesc că eu cu mine mă simt adult așa, proper, de 5 ani, și mă gândesc că mă așteaptă următorul calup de 20, în care să fac din ce în ce mai bine lucruri, în care să construiesc din ce în ce mai multe chestii și în care să îmi fie din ce în ce mai bine mie și celor din jurul meu, da? 5 ani raportat la următoarele 20 de ani este
o frântură mică. Corect. Dacă mai pun și următorul calup de 20 de ani, practic, ce vorbim? De 5 versus 40. Adică în ăștia 40 de ani, sau în următorii 20, să zicem, aș putea să mă apuc de altceva decât ce fac acum, să mă mut într-un alt oraș, să mă mut într-o altă țară, să vină vreo idee genială să lansez ce companie, sau să fie un mega, ultra, giga failure, totul. Da? Dar dacă raportez cei 5 ani de proper adulthood cu ceilalți 10, cum am început să mă definez pe mine ca individ, să pun cărămizi în dezvoltarea carierei mele și așa mai departe, da? 5 ani versus următorii 20, practic este un orizont de timp atât de mare încât pot să fac atât de multe. Și este ca filozofia aia de la fotbal, când nu știu exact ce am, că tactica noastră este să atacăm agresiv în primele 15 minute, că și dacă e să luăm gol, până mai avem încă 75 de minute timp să recuperăm, să egalăm. Da? Deci, cumva, cred că noi ca specie ne dorim mult prea multe lucruri, mult prea repede. Și nu punem așa niște lucruri într-o perspectivă a vieții noastre. Da? Nu știu câți erai tu. 29. Dar mă gândesc că și tu te gândești că poate mai trăiești 60 de ani. Da? Da, e un maraton. Cu siguranță e un maraton. Și atunci avem atât de multe lucruri bune pe care să le facem în ani, în decadele astea care ne-au mai rămas din viață, încât o zi proastă, o săptămână nereușită, o investiție nereușită, un pas greșit, un job prost, they don't matter. Da? They don't matter. Absolut. Da? Absolut. De exemplu, uite, acum dacă ai 30 și ceva de ani, inclusiv te poți gândi, nu știu, să te apuci să dai la medicină, să înveți 6 ani pe brânci de medicină, să mai înveți încă 5 ani de rezidențiat și la 50 de ani să ajungi un medic foarte bun, specialist pe ce faci tu, ca să ai de la 50 la aproape 70, 15 ani, 17 ani în care, păi, ești un super doctor. Nu te oprește nimeni. Asta cumva mi se pare o discuție filozofică, că investitorii de regulă, practic, primul punct de vedere ar fi, băi, sunt pragmatic, hai să investesc în bursă, pentru că eu nu mă aștept ca statul să-mi dau o pensie când mă pensionez. Asta ar fi o observație pur personală. Ai 40 de ani la dispoziție să construiești pensia aia. Corect. Și asta cred eu că, cumva, sunt oameni pragmatici, investitorii sunt oamenii pragmatici. Adică în 40 de ani poți să treci prin 6 cicluri economice, 10 crize, 10 euforii, probabil încă 3 războaie, alte pandemii și ce nu mai aștepta de acum încolo. Absolut. Da. Nu, adică, ca să termin, oameni pragmatici, dar în același timp oameni care cred în companii, cred în business, tocmai de asta investesc. E cumva un conflict pentru mine aici, bă. Cred foarte mult că ție ca individ în tot ce faci trebuie să dai timp. Absolut. Compounding. Trebuie să dai compounding. Timp. Este, ok, cu cât îți dai seama mai repede ce vrei de la viață, pe ce drum vrei să pășești, la ce ești tu bun să faci din treaba aia, să faci o carieră, cu atât e mai bine. Dar poți să te apuci de business-uri, să faci un startup la 45 de ani. Eu înseamnă că dacă până la 40 de ani nu ți-ai găsit menirea, nu ți-o găsești niciodată. Fals, ești la mai încă 50 de ani de viață. Atenție. Corect. Nu, asta e life hack cu numărul 5, sau care. Da. De fapt. Dă-ți timp și privește-ți viața în perspectivă. Absolut. Și spunem, ca să revenim, asta practic a fost paranteza așa de educație financiară și, adică, știu că tu vorbești despre treaba asta și vreau să ating și pe podcast aici. Eu propovăduiesc treaba asta cât pot de mult. Și oricine pot. Și îmi place pentru că văd din ce în ce mai multă lume, mai ales în România, care vorbește despre treaba asta, văd la TV, exemplu,
Pe tine te cunoșteam dinainte, dar, de exemplu, văd Ian cu Guda, care la fel vorbește despre treburile astea și, adică, mă bucură. Spune dacă vrei să mai amintești ceva aici, la, vorbind de educație financiară, Bogdan, dacă nu vreau să trecem la BVB. Eu am punctat lucrurile astea și cred că esența asta este, pur și simplu, fă-o. Ok, just do it. Pune niște bani în el, cumpără 3 acțiuni la 3 companii mari și de acolo it will be the beginning of a beautiful journey. Mm-hmm. Ok, bun, că tot vorbeam de investiții. Spunem de BVB. Spunem, practic, ai fost business development manager la BVB. Și acolo a fost, cum îți spuneam, când am vorbit pentru prima dată cu Ludwig și în aceea zi cu mine s-a alăturat echipei celălalt polonez, Marcin Wojcicki. Noi împreună am creat departamentul de business development și am avut cumva menirea asta de a dezvolta și lansa piața aer. Care a fost o muncă de tranșe teribilă. În aproape 3 ani petrecuți la BVB, am avut aproximativ 600 de one-to-one meetings. Wow. cum așa? În special cu antreprenori. Oh, îți dai seama dacă ai fi făcut podcast cu fiecare? Unde? Se face, știi că scoate ZF-ul topul ăla cu top 100 companii antreprenoriale românești. La momentul respectiv din top 10, doar cu 2 de acolo nu m-am văzut. Nu mă văzusem. Ceea ce... Nici ulterior nu m-am văzut, dar... Da. Practic, ai cules niște informații colosale, vorbim cu oamenii ăștia. Da, pentru mine era fabulos că la 21 pic de ani să am șansa să fiu în mijlocul unui proiect atât de important. Aia mi s-a părut cea mai tare chestie. Dar spune-mi, practic, a fost primul, e cumva primul pe piață, adică așa proiect care cumva să dea posibilitatea antreprenorilor să crească? Da, a fost o premieră și este o premieră pentru nice. România și acum, deci la 5 ani distanță, sunt peste 50 de companii care într-o formă sau alta au folosit piața aero să se financeze. Nice. Spune-mi cum vezi ecosistemul antreprenorial față de acum 5 ani, de exemplu. Adică crezi că lipsește ceva anume? Crezi că, din punct de vedere, nu știu, educație, investiții, talent, nu știu, legislație și așa mai departe? Iată, gen, revin la ce am spus un pic mai devreme. Cred că tot ce are țara asta nevoie are de timp. Să spun de ce. Ok. Pe de o parte, de 5 ani încoace sau de 10 ani încoace, începem să vedem niște companii locale foarte puternice. Foarte puternice din perspectiva mărimilor, cât de mari sunt ele, unele listate, altele private, din perspectiva investițiilor pe care ele le fac în România. Că vorbim de investiții directe, că vorbim de real estate, că vorbim de alte procese de, și activități de M&A. Acum 10 ani nu vedeam companii românești care să poată să facă singure tranzacții de 20, 30, 50, 100 de milioane de euro. Și asta este un mare lucru care se întâmplă și un lucru foarte bun care se întâmplă pentru ecosistemul din România. Faptul că acești lideri, aceste companii lidere și antreprenori din spatele lor decid și au puterea să facă alte investiții sau să se diversifice în România. Pentru că întotdeauna capitalul autohton, unul nu pleacă nicăieri, doi își asumă alte tipuri de risc decât capitalul străin. Ok. Ok. Trei. Mult blamatele corporații care în orice economie au și partea lor de bine și partea lor de vină, au reușit în ultimii 20 de ani, cu precădere în ultimii 10 ani, să creeze o generație de manageri foarte buni,
care s-au mutat către a lucra în companii antreprenoriale. Ok. Și antreprenorii români au înțeles că dacă vreau să-mi duc compania la next level, trebuie să încetez să mai fiu un one-man show și să-mi iau lângă mine o echipă de management, să-mi iau un finanțist bun, da? Un CFO, să-mi iau un director de vânzări, să-mi iau un director operațional, să-mi iau un director de producție, da? Care cei mai mulți dintre acești oameni au fost prelucrați, școliți, perfecționați de corporații. We have to be fair with that. Ok. Asta are România foarte mult în plus acum față de ce avea acum 10 sau 15 ani. Ok. Profesioniști de 35 plus ani pe multe domenii care au dat corporația pe o companie antreprenorială și care pun numărul acolo într-un mod mai cu rost, să spunem. Mm-hmm. Da? Deci asta este al doilea element important. Al treilea element este că, spre deosebire de 2015, când noi am început să construim Aero pe un teren, sau mă rog, pe o parcelă de joc unde lipseau foarte multe piese, acum acele piese au început să fie din ce în ce mai multe și mai potrivite. Și aici mă refer la ecosistemul investițional care pleacă de la un venture capital și de la un business angel care bagă bani într-un startup, până la vehicule și tot felul de inițiative investiționale pentru companii, să spunem, mărișoare și medii. Da? Adică, avem mult mai multe, avem fonduri de VC în primul rând. Acum, când am lansat Aero, nu aveam fonduri de VC în România. Da? Avem comunități de investitori privați. Da? Sunt antreprenori sau professionals care au reușit să acumuleze din statutul lor de angajați de top management sau din vânzarea unor companii sau din profiturile unor companii pe care le-au condus să aibă parte niște resurse de bani pe care să le poată aloca către diverse investiții private, în diverse companii. High growth sau regular businesses? Că nu toată lumea visează doar unicorn. Da? E bine să investești într-un atelier de dulceață, dacă faci o dulceață bună. Absolut. Da? E. Această verigă. Apoi a apărut veriga de fonduri care au 5-10, adică 1 milion, 2, 3, 5, 10 milioane să investească în niște companii care ulterior să vină către bursă sau să facă alți pași sau exit-uri sau așa mai departe. Deci, asta este al treilea element care diferă foarte mult și care s-a schimbat foarte mult în ultimii 10 ani. Ecosistemul investițional. Acum în România, dacă ai un business bun, este aproape imposibil să nu ridici bani într-o formă sau alta. Ai de unde? Okay. Și asta a fost dat tot de timp, în primul rând. Da? Pentru că dacă tu ai 35 de ani și ajungi C-level la o corporație, o să-ți ia 10 ani să aduni niște capital al tău personal, după ce te-ai făcut liniște acasă și la nevastă, să începi să pui 50, 100 de mii, 200 de mii niște companii. Da? Îți ia 10 ani. Vezi că ăștia 10 ani sunt despre cei despre care vorbim. Mm-hmm. Da. Și apoi am mai văzut un lucru foarte important și anume cei care au făcut exituri sau milionarii creați prin listările internaționale ale unor companii gen UiPath, okay, au un upside effect spectaculos în economie pentru că ei se întorc cu banii ăia aici, mm-hmm, și continuă să facă investiții. Smart și oportun pentru, da? Pentru... Asta iarăși este un lucru foarte bun. Deci, cam astea sunt elementele care definesc zona privată a business-ului. Pe zona legislativă, eu în continuare sunt un mare adept al cotei unice. Din perspectiva taxării, România este un paradis fiscal. Absolut. Adică cu 5% taxe pe dividende și 10% cotă unică, suntem absolut paradis.
Da, adică e un privilegiu. Sper că din ce în ce mai multă lume să ajungă la concluzia asta. Treaba cu 1% impozit la micro-întreprindere până la 1 milion de euro, iarăși este heavenly. Așa. În Horeca avem 5% TVA pentru orice vinzi într-un restaurant. Iarăși este... Deci, din perspectiva asta, dincolo de toate nebuniile fiscale, faptul că încă avem cotă unică și încă avem 5% impozit pe dividende, sunt două lucruri care au contribuit foarte mult la peisajul ăsta economic român. În schimb, nu sunt foarte mare adept al inegalităților în ceea ce privește taxarea, cum sunt toate facilitățile oferite unor categorii profesionale, de la IT, construcții, acum înțeleg mai nou că se merge și către zona de agri, poate și către zona de Horeca, și așa mai departe. Eu sunt adeptul unui fair share dat de toată lumea. Mm-hmm. Da? Okay. Da, e bine că avem IT și că s-a dezvoltat IT, că avem... Ce, dar, acum mai mult decât acum 15 ani, sau când s-a introdus măsura, există resurse să se plătească acea diferență de taxe. Corect. Știi ce îmi place, adică ce îmi place la experiența ta, Bogdan, practic când ai fost la BVB și cu Aero, pot să risc când spun că ai contribuit la creșterea ecosistemului antreprenorial și cumva acum, din perspectiva Atheneum Advisors, practic ai fost cot la cot cu antreprenorul român. La început ai oferit, ai venit cu inițiative de genul Aero și acum vii cu ajutor în M&A. Pentru că piața e de așa natură, adică a crescut încât să ajungă Hai la să nivelul... Spunem că atunci când am lucrat la BVB în direcția Aero sau, mă rog, în direcția pură antreprenorială, am plantat niște semințe și acum cu Atheneum Advisor sunt cu secera la purtător. Exact, adică... Smart, adică îmi place ce... Știi, cam așa, dacă putem să... corelăm cumva și să punem metafora asta la casă, cam asta ar fi. Mi se pare smart ce ai făcut și asta, din punct de vedere competiție, adică e ceva butic, ceva nișat, dar aveți competiție, de exemplu, din ce privește, nu știu, sunt diviziile astea, poate un Big Four sau ceva de genul, atrag clienții absolut. Voștri sau... Nu, deloc. Absolut, okay. Da, sunt, în primul rând, ei sunt concurența noastră. Ah, ok. Și... În tranzacția pe care tocmai am încheiat-o, cumpărătorul a venit cu Deloitte. Ah, ok. Noi am fost cu Deloitte în proces, adică okay. Noi un startup am lucrat cu ei. De altfel am aflat că, în general, ca să-ți faci o idee, un Big Four în România duce cam 30-40 de mandate de M&A într-un an. Mm-hmm. Ok. Doar că din punctul meu de vedere, sunt două tipuri de M&A pe care le poți face. Iar este M&A-ul de asistență, okay. În care cele două părți se știu și una dintre părți te ia ca suport. Mm-hmm. Okay. Însă, cred că cu adevărat arta și know-how-ul și priceperea și ce vrei tu, stau în a găsi pentru un vânzător cumpărătorul și invers. Ok. Da? Pentru că dacă voi vă știți că ați agreat toate cele și noi advisori intrăm în proces doar ca să-l facem mai simplu, e una, adică este easy money. Dar eu să te pregătesc pe tine vânzător, da? Și să fii bine pregătit și să te asist în proces și să-ți aduc cumpărătorul la masă care să-ți dea un preț acceptat de tine, mi se pare că acolo este de fapt marea pricepere și marele succes al unui M&A advisor. Ok. Că asta cred că e și avantajul vostru, că sunteți, adică, butic mai mici și sunteți în procesul, adică tot procesul, cot la cot cu clientul, ca să zic așa. Eu trebuie să-ți mărturisesc că, apropo de companii și cum găsim noi companiile, noi nu abordăm o potențială țintă uh-huh. dacă nu știm că avem at least 5 potential buyers for that company. Ah, ok. Ok. Da, pur și simplu.
Deci, pentru ok. Că avem de, ne s-a întâmplat și avem deja discuții cu antreprenori la care, cu care acum ne cunosc pentru prima dată și care cumva au mai avut în timp, în trecut experiența aceasta de a lucra cu diversi advisori și care n-au avut o finalitate. Și cumva, cum să zic, la noi ăsta este și mesajul. Și de fapt de asta încercăm și să le spunem de ce este cool să lucrezi cu un startup ca noi. Pentru că noi abia intrați în piață, noi nu vrem să-ți luăm ție, antreprenor, niște zeci de mii de euro să facem un dosarele frumos. Știm să facem dosarele frumoase, dar nu ăsta e scopul nostru. Noi vrem să build up a name for ourselves, să ne legăm numele de niște reușite și de niște succesuri, importante și atunci nu batem la uși unde doar să ne cunoaștem cu oamenii și să facem niște dosarele frumoase. Noi vrem să finalizăm tranzacții cu succes și să fie totul bine. Cred că e și mai ușor pentru clienți și prospects să empatizeze cu voi decât cu o firmă din asta deja consacrată. Aveți skin in the game, aveți practic branding-ul ăsta personal, aveți deja networking-ul, network-ul. Mi se pare right into the money ce ai făcut. Când porți un brand puternic în spate, tu ca senior dintr-un departament de M&A al unei companii sau al unui Big Four sau așa mai departe, sau legal sau mai știu eu ce, it matters la fel. Doar că fix asta este ideea pe care noi o punem la început pe masă. Suntem the new kids on the block și n-am venit aici ca să ne băgăm în seamă cu voi să vă arătăm ce frumoși suntem. Chiar vrem să facem treabă, știi? Ok. Smart. Humble. Adică e pur și simplu. Și asta le spunem tuturor celor care sunt cumva așa, cum să spunem, că nu ne acordă din prima creditul pe care l-am meritat. Pur și simplu, ăsta e mesajul. Guys, avem fiecare câte 10 ani plus de experiență, ne-am unit forțele și vrem să facem chestii faine, nu să ne pierdem timpul unul altuia. Ok. Dar aici, de fapt, aici este marea pricepere al unui M&A advisor, acela de a identifica și după caz, cumpărătorul sau vânzătorul unui business. Bogdan, vreau să te întreb, pentru că am amintit de exemplu de FruFru și Sergiu Neguț. Din nou, adică în bula asta de antreprenori și investiții și așa mai departe, lumea știe cine este Sergiu Neguț. Spune-mi, că tot pe podcast cu invitații vorbim de networking, de mentor și așa mai departe. Spune-mi cumva de componenta asta de a avea conexiune de astea în industrie și de a te conecta cu diversi oameni, în ideea de a fie obține, fie un job, fie pur și simplu de a avea o legătură din asta productivă pe ambele părți. Crezi că e benefică și te ajută? Life hack numărul 6. Ok. Deja e life hack. Ok. Găsește-ți un mentor. Ok. Și best case scenario este dacă acel mentor este superiorul tău direct. Wow. Ok. La mine așa a fost. Okay. La The Money Channel l-am avut pe Daniel Apostol, cel care era directorul stației și care acum este responsabil și director de comunicare la ASF. La BVB l-am avut pe Marcin, un profesionist desăvârșit și un om de la care am învățat extrem de multe în cei 3 ani petrecuți la BVB. Iar la FruFru, mentor mi-a fost Mihai, CEO și fondator al companiei. Acum, sincer, îți mărturisesc că, deși sunt în continuare apropiat și cu Dan și cu Mihai, cu Marcel mai puțin că el pendulează între Polonia și România, simt un oarecare vid, așa că nu mai am hands-on aproape
pe cineva pe care să pot numi purely mentor. Și încă sunt way too young ca să mă gândesc să-mi iau eu un mentee. Peste vreo 10 ani, probabil, da. Dar okay, asta este life hack number 6. Găsește-ți un mentor și dacă el se întâmplă să fie și, atenție, superiorul tău direct, it's even better. Nu, not even better. It depends case scenario. Absolut. Și nu, de ce nu? Adică, de exemplu, voi acum căutați, de exemplu, junior sau intern la Atheneum Advisors? Nu încă. Ne gândim cândva anul viitor. Ok. Echipa probabil până pe final de an o să fie formată din vreo 5 membri. Uh-huh. Și cam atunci ne vom gândi să începem să creștem pe cineva. Uh-huh. Dar avem nevoie de oameni cu experiență, yeah, oameni hands-on, fully fledged professionals care nu doar să știe să facă lucruri, dar să aibă și o contribuție pe toate planurile în companie. Pe zona de pipeline, pe zona de lead generator, pe zona de business și așa mai departe. Ok. Bun. Băi, mie îmi place, adică mi-e place că ai venit cu ideea asta de Atheneum Advisors. Ai fost la început și acum culegi roadele. Spune-mi dacă crezi că am ratat ceva ce despre ce voiai să vorbești, Bogdan, pe no, podcast. Cred că am bifat cam toate lucrurile. Au zburat aproape 2 ore, it's amazing. Și adică îți mulțumesc pentru discuție. Ce să spun, îți urez multă baftă și să crești odată cu, adică să crești compania și să crească industria și toate cele de M&A. Mulțumesc pentru invitație, pentru încurajări, pentru gândurile bune și o să spun că avem niște planuri foarte, foarte ambițioase. Și da, cât mai multe podcasturi, adică lumea trebuie să audă lucrurile astea, că e educație financiară, că e M&A, că e antreprenoriat, că e... Păi, după 2 ore cu tine se pare că am prins gustul. Ok. Bine, Bogdan,